despre sănătate. În primul rând să ne definim ce înseamnă sănătate pentru fiecare dintre noi. În textul explicativ al limbii române ne referim doar la organe și sisteme în bună funcționare. Organizația Mondială a Sănătății are o definiție pentru sănătate mai complexă, ce vizează nu numai trupul, ci și psihicul și sănătatea socială a omului. Studiez nutriția, studiez creierul, sunt profesoară la Catedra de Neuroștiință la Facultatea de Medicină și vreau să împărtășesc cu cât mai multă lume cât de important este alimentația, mai ales carbohidratul pentru creierul nostru și ce înseamnă zahăr, ce înseamnă dulce, ce înseamnă luciditate, claritate, sănătate și ce ne face rău. În ziua de astăzi, dependența, Kay Bormet, care studiază dependențele, spune că, de fapt, a fi dependent înseamnă a fi neconectat în iubire cu tine, cu cei din jur. Înseamnă a nu fi avut iubirea mamei, conexiunea adevărată. Foarte, foarte interesant, pentru că eu de câțiva ani studiez partea de dependențe. Mă lovesc de acest lucru cu pacienții care sunt dependenți de dulciuri, da. Mănâncă compulsiv. Dulcele este bun, ne place gustul dulce și ar fi bine să existe în dieta noastră sub forma fructelor, sub forma fructelor uscate. Putem apela la crom, putem apela la magneziu, putem să ne gândim la vitamina E, dar să știți că de fiecare dată când ne este poftă de ceva dulce, ar fi bine să bem un pahar mare de apă, să respirăm de câte ori adânc și să vedem oare chiar mai am nevoie de acel dulce. El poate să facă parte din viața noastră, dar nu să fie frecvent zi de zi. Asta e o capcană. Din nou. Atunci când vorbim deja de afecțiune de orice nivel și obezitate este mai nou considerat o boală, o maladie, vorbim ca și bază de vindecare nutriția de zi cu zi. Atunci când mâncăm o prăjitură bună, creierul zice, a, foarte bună prăjitura asta, vezi, învață de unde ai luat-o ca să putem să mai apelăm la ea și altă dată. Dar este pentru o nevoie de energie. La un moment dat, într-o situație de stres, de supărare, creierul zice, știu ceva pe care, la care poți să apelezi și să te simți mai bine. Tu te ia prăjitura aceea și vezi cum o să te simți. Și asta e o capcană. Eu aș spune că sănătatea este starea cu care te trezești dimineața. Un om poate să-și evalueze starea de sănătate în funcție de felul în care se simte dimineața când se trezește. Dacă e bucuros, vesel, pleacă cu energie pentru o nouă zi pe care o are de străbătut, asta înseamnă o stare de sănătate. Dacă suntem copleșiți, ceva undeva în viața noastră nu funcționează ok. Neuroplasticitatea creierului ne lasă în momentul acesta să ne gândim că toată viața se pot face schimbări și minunății, adică un insight într-o secundă poate să-ți aducă mai mult decât poate să-ți dea 4 ani de terapie. Eu frumusețea și fericirea le văd în lucruri, le măsor în lucruri și mărunte, simple. Fericirea este așa cum trăim până la urmă, iar frumusețea este felul în care privim și ne privim, privim viața. Ca și adult, nu mai poți da vina la un moment dat pe părinți pentru că te-au crescut într-un anumit fel. Ai toate posibilitățile în ziua de azi să-ți faci în fel sau altul, viața noastră este despre relații. Da, așa este. Este relația pe care o avem în copilărie cu părinții, relația pe care ulterior o dezvoltăm cu cei din jurul nostru, mai apoi cu copiii noștri și dacă până atunci, nu, până la apariția cu propriilor noștri copii, nu am realizat că ar fi bine să schimbăm, să îndreptăm, să vedem ce nu este bine din urmă cu viața noastră, să putem să recadrăm, atunci când vin copii, musai să facem asta. Nu mai avem răbdare să ne privim în ochi, să-l ascultăm pe celălalt, începe să ne vorbească și după câteva cuvinte noi începem să avem propria noastră interpretare în cap și nu stăm să-l ascultăm pe celălalt. N-am avea nevoie de psihoterapie pentru că noi ne-am face singuri unul altuia psihoterapie dacă am învățat, am reînvățat să ne conectăm unii cu ceilalți. Bine te-am găsit! Sunt bucuroasă! Sunt bucuroasă pentru că am văzut împreună cu tine acest material.
Săptămâna trecută n-am reușit să fac un share screen și să fie aici la început de live. Sunt bucuroasă că a funcționat. Nu știu cum va merge tehnologia de aici înainte, dar până aici a fost perfect și sunt recunoscătoare pentru asta. Sunt recunoscătoare și Adrianei Roman, care a pregătit acest filmuleț de început pentru a începe live-urile cu un cadru până ne pregătim, până ne adunăm. Și îți mulțumesc, Adriana, pentru treaba făcută și țin cont de faptul că o să facem ceva profi într-un studio, te ascult și mergem mai departe cu proiectele. Acum jumătate de oră nu aveam energie și mă gândeam oare ce să fac ca să primesc un pic de energie pentru acest live. M-am energizat văzând acest filmuleț și m-am energizat și înconjurându-mă de cărți și produse care sunt bune pentru longevitatea noastră. Longevitatea este un cuvânt pe care ne agață într-un fel sau altul. Fiecare dintre noi își dorește cumva să parcurgă toate etapele în procesul de dezvoltare ontogenetică, cu toate valențele, bucuriile și capacitățile pe care le avem în perioadele ontogenetice. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, își dorește să parcurgă viața, să se împlinească, să ajungă la o maturitate, să-și vadă copiii crescând, nepoții, strănepoții, să ajungă în perioada de bătrânețe împlinit, așezat, aliniat și mai mult decât atât sănătos. Sănătos fizic și sănătos mental. Este într-un fel sau altul o năzuință pe care o avem în această viață lumească, fiecare dintre noi într-un fel sau altul, și ne gândim la asta. Acum, cu siguranță Dumnezeu le rânduie pe toate și nu e nimic întâmplător. Dar știți cum e și vorba aceea, Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traist. Așa că pentru această evoluție și performanță personală în evoluția noastră ontogenetică, pentru longevitate, pentru starea de sănătate, pentru dăruirea către ceilalți și bucuria de a face lucruri către ceilalți și asta ne împlinesc, avem nevoie să facem și noi câte ceva. Despre asta e vorba seara asta. Despre ce putem face noi pentru longevitatea noastră. Și îți mărturisesc că am un ceai pe care îl beau. Este un ceai de mușețel cu frunze de hibiscus, cu ghimbir, cu... Wow, stai să-ți spun că e un ceai foarte complicat, da? E un ceai dichisit, așa, cu coajă de portocal, cu lemn dulce. E un ceai foarte, foarte fain. Îl beau împreună cu tine, dar... Mi-aș fi dorit să pregătesc alt ceai care are legătură cu longevitatea. Nu l-am pregătit pentru că e o târzie pentru mine să beau acel ceai, dar am, în schimb, unul dintre ceaiurile pe care ți le recomand să le încerci în loc de cafea. Sau atunci când ai chiar nevoie de o supervitalitate și energie, ia cătă ceaiul Matcha Cha. Este foarte important să știi despre aceste ceaiuri, că nu vor fi niciodată într-o bună afiliere și rezonanță cu cafeaua. Dacă bei cafea, nu bei niciodată ceai de matcha, da? Nu are ce să caute unul împreună cu celălalt. Ceaiul matcha este specific adus din Japonia. Eu l-am primit de la o firmă din Cluj, mi l-a făcut cadou și ulterior l-am comandat și îți mărturisesc că mi-l pregătesc atunci când am nevoie de energie, atunci când simt că o cafea mi-ar prinde bine și în loc de cafea pot să înlocuiesc cu această pulbere din frunze de ceai verde mărunțit. Diferența dintre matcha, ceaiul matcha japonez și ceaiul verde este cumva enormă, dacă îmi poți permite, pentru că se vorbește de frunza întreagă, mărunțită, și pulberea ei infuzată este în acest ceai matcha. Eu mă pregătesc întotdeauna cu lapte de migdale și îți mărturisesc că la Starbucks am băut cel mai bun matcha. La noi există o doamnă care se ocupă de unul dintre Starbucks-urile din oraș, o doamnă foarte drăguță care are o distribuție foarte faină la ceaiul matcha în Starbucks și acolo mi-l pregătesc uneori când mă duc să stau, să scriu. Îmi iau acest ceai matcha cu lapte de migdale. Este deosebit de bun. Ce să-ți spun despre ceaiul matcha, care are 137 de antioxidanți, că este conține toate acele
catechine și polifenol și antioxidanții aceia care luptă împotriva radicalilor liberi. Încă sunt foarte multe studii pro și contra convingerii că ceaiul verde este un factor care oprește proliferarea celulei tumorale. Asta putem să discutăm încă, da și nu, însă cu siguranță ceaiul verde este o sursă de antioxidanți și este unul dintre acele secrete folosite de cei din Orient, de japonezi, de chinezi, în procesul de longevitate și de regenerare celulară. Dacă vrei și dacă ți se pare prea complicat matcha, apelează la urzică. Ceaiul verde românesc este urzica, bogată în minerale, super mineralizantă și energizantă și ea o proprietăți uimitoare are această plantă. De acord. Dar dacă totuși vrei la un moment dat să fii sofisticat sau să cunoști mai multe despre ceai, adu-ți aminte că niciodată într-un plic cu niște pulbere înăuntru nu vei găsi ceaiul original sau adevărat ceaiul verde. Când vorbim de longevitate, avem nevoie să ne gândim la acele elemente care vin să susțină cumva procesul de regenerare la nivel de celulă. Și când te gândești la celule, imaginează-ți că tot corpul se regenerează, toate celulele noastre, organele, undeva la o dată la 7 ani se spune că noi suntem noi din punct de vedere al regenerării. Și atunci când o celulă se regenerează, gândește-te că se copiază o hartă genetică, cromozomii, cei doi cromozomi, am ajuns la cromozom, nu pot să cred, cei doi cromozomi sunt replicați la nivel celular, iar nașterea o nouă celulă, noi toți ne regenerăm periodic și felul în care funcționează acest cromozom, de ce zâmbesc, pentru că e un subiect foarte vast, știi? Am zis că vorbim despre longevitate, n-am reușit să-l structurez simplu în mintea mea înainte să intru în acest live alături de tine. Nu vreau să-l complic și nădăjduiesc să rămâi cu informații de folos, dar este un subiect amplu. Am zâmbit pentru că gândindu-mă la cromozomi, m-am gândit la capetele cromozomilor, se numesc telomeri. Și de capeții de dimensiunea acestor capeți de cromozom telomeri se spune că depinde longevitatea noastră. Cu cât acești capeți sunt mai bine semnificativ reprezentați, cu atât longevitatea este da, ok, structurare celulară, cromozomială, în regulă. În momentul în care acești capeți prin regenerare celulară încep să scadă în dimensiune, se vorbește de o îmbătrânire la nivel celular, cromozomial. Putem să ne gândim la acești telomeri și să ne gândim la o enzimă telomerază care ajută la regenerarea acestor capeți și la păstrarea lor cumva într-o dimensiune favorabilă longevității. Mă veți întreba ce ajută telomerii cromozomilor și telomeraza să țină cumva această hartă genetică personală a noastră, să o ducă înainte mulți ani. Aici vine subiectul de astăzi. Poate că e vorba despre sport, poate că este vorba despre mâncare, poate că este vorba despre respirație, poate că este vorba despre coloană verticală și sănătatea coloanei verticale, poate nu te-ai gândit la asta, dar este. Poate că este vorba despre conectare. Înainte să merg spre conectare, aș mai vrea să-ți prezint un ceai. Eu l-am luat de la Mina Naturii, am să vă permit să vă vorbesc despre locurile de unde eu îmi cumpăr produse, am încredere, îmi fac cumpărăturile de acolo și vă destăinui cu drag lucrul acesta. Am fost rezervat o perioadă, dar cred că este ok să vorbim despre asta, mai ales că foarte mulți dintre voi mă întrebați. Ia câte un ceai super bun pe care l-am luat de la Minunea Naturii, este mai multe din acest Harry Tea. Este un ceai mai scump, dar este un ceai pe care nu-l faci toată ziua. Bring the temple home. Ok, jasmine tea with ginger, ce să-ți spun, este inclusiv felul în care este făcută, este din coton recipientul care ține adunată plântuța înăuntru și vreau să-ți spun că conține ceai verde, iasomie, ghimbir, lemongrass, turmeric, mentă, piper negru, coajă de lămină, petale de trandafir. Caută astfel de ceaiuri. Bucură-te de astfel de tabieturi. Nu este întâmplător că cel mai mult trăiesc oameni în zone în care au
sunt apropiați de plantele medicinale prin ceaiuri, prin mirodenii și o să-ți vorbesc despre asta astăzi. Astfel, pentru longevitate, în primul rând, poate că ar fi mai bine să consumi o cafea pe zi sau dacă vrei și poți să încerci să renunți la cafea din când în când, nu mai mult de o cafea pe zi și aceea băută la 5 ore după ce te-ai trezit, 4-5 ore, ca să nu dezechilibreze sistemul hormonal, cortisolul și alte pornirea metabolică care se face firesc. Îți recomand ceaiul verde, îți recomand ceaiul matcha, îți recomand să fii prețios și pretențios cu alegerile tale. Mai bine bei mai puțin și mai rar, dar bei calitativ ceva bun. Sau îți recomand ceaiul de urzică, care este super energizant. Ieșind din sfera ceaiului, mai iau o gură de ceai și îți mulțumesc că ești aproape de mine. Eu sunt într-o perioadă relativ, aș spune, de vacanță, pentru că copila mea nu merge la școală, pentru că nu trebuie să merg cu ea la terapii, pentru că în perioada iulie-august mă opresc din consilierile pe care le fac, pentru că am nevoie de această pauză și de recadrare și cumva de un restart, un refresh pentru septembrie. Însă nu mă opresc din live-urile de marți, da? Vino și bucură-te de informație și punem întrebări și ne păstrăm conectați. Și apropo de conectare, cu ce vreau să încep partea aceasta de longevitate? Astăzi pe pagina Dietetica am postat un articol luat de pe site-ul suntsănătos.ro. Un articol scris de Dan Buettner, celebru Dan Buettner, care este un explorator pentru National Geographic și este autor de cărți, despre el o să-ți vorbesc imediat. Ia gata ce concluzie are Dan Buettner după ce a studiat longevitatea și de ce unii oameni trăiesc mai mult și de ce anumite zone în care oamenii trăiesc mai mult sunt reprezentative într-un fel sau altul pentru longevitatea noastră. Ia gata ce spune Dan Buettner și cu asta vreau să pornim. Dan Buettner a ajuns la o concluzie în ceea ce privește longevitatea oamenilor și a spus așa: pentru ca oamenii să adopte un stil de viață sănătos, trebuie să trăiască într-un ecosistem. Janina, dacă te uiți, știu că ai remarcat asta în articol și este minunat. Da, avem nevoie de un ecosistem, avem nevoie de conectare, avem nevoie de noi înaintea lui eu. Unii dintre voi o să fiți deranjați acum, nu-i nimic, nu vă deranjați prea tare. E o chestiune în care noiul acesta integrat împreună formează acest ecosistem și facilitează longevitatea noastră. El vorbește, Buettner, despre americanii care, dacă ar încerca să trăiască acum într-un ecosistem, până la urmă le-ar fi aproape imposibil, pentru că toată migrația spre orașe și industria alimentară care hrănește această populație din orașele mari cu produse mult, mult chimizate, organoleptizate, industrializate, este imposibil să creeze un ecosistem. Ne întoarcem și vorbim despre longevitate, pornind de la acest gând cu care, până la urmă, Dan Buettner ne bucură și în cărțile lui. Și o să-ți spun imediat despre ce cărți. Nu e recomandare de carte, îți vorbesc de Dan Buettner, dar am o altă carte pe care vreau să-ți o recomand, care îmi place foarte mult, țin la ea foarte mult și pe final de întâlnire am să-ți vorbesc despre ea. Hai să vedem. Am patru cărți lângă mine, de fapt. Da, am patru cărți, o să ți le prezint pe toate, într-un fel sau altul vreau să vorbim despre asta. Hai să vedem. Ce spune Buettner, încerc să fac un share screen, da, din nou. Ce spune Dan Buettner despre longevitate? Iată, există aici, în această imagine, cinci zone de pe planetă unde oamenii trăiesc mult mai mult decât media celorlalte zone. Există o zonă în California, există în Sardinia, în Icaria, în Grecia, Okinawa, în Japonia și în Costa Rica. Ce fac oamenii aceștia și care este secretul longevității lor? Putem să aflăm în cartea Blue Zones.
Îți recomand în această vară să iei aceste două cărți ale lui Dan Buettner. Dacă ești pasionat de stil de viață sănătos, dacă ești pasionat de obiceiuri care ar putea să-ți întărească alinierea mentală, fizică, conectarea cu ceilalți, adaptarea în lumea în care suntem, îți recomand cu drag aceste două cărți. Blue Zones, 9 lecții de la cei mai longevivi oameni de pe planetă. Este o carte foarte, foarte faină. O vei savura în această vară, într-o câteva zile de vacanță. Există și traducerea în limba română, deci ai cartea în limba română, editura Act și Politon, iată aici eu am în limba română. Da, editura Act și Politon, a editat, această carte. O găsești, este deosebită. După ce a scris Dan Buettner Blue Zones, a scris a doua carte, The Blue Zone Solution. Și pe a doua carte, după cum vezi, este o farfurie, tacâmuri, și este vorba despre eating and living like the world healthiness people. Astfel că dacă a doua carte a lui Dan Buettner, după secretele celor 9 secrete a celor mai longevivi oameni de pe planetă, este mâncarea, este clar că există o legătură strânsă între longevitate și nu neapărat, aș spune, longevitate, cât între starea de sănătate și felul în care hrana este combustibilul de funcționare care ne ajută în buna noastră stare. Cel mai bine, spune Dan Buettner, oamenii trăiesc acolo unde hrana ce susține viața păstrează tradiția, obiceiurile, alimentele și cultura locală. Mi-este imposibil să termin la 20-30, să rămâi cu mine, încerc să fiu cât mai eficientă în ceea ce vreau să-ți prezint. Iată cum arată, de exemplu, una dintre proporțiile hranei în această diagramă. Am luat California, de ce? Pentru că aici era extrem, extrem de puțin. Ele sunt asemănătoare, aproximativ asemănătoare ca și raport în ceea ce privește legumele, vegetalele. Ceea ce mi s-a părut extrem de interesant este aici, dacă te uiți la 1% zahăr adăugat. Imaginează-ți cât de puțin zahăr adăugat are această populație care este una dintre cel mai longevive din lume. Nu pot să nu mă gândesc acum la provocarea 30 de zile fără zahăr, la grupul Dietetica, o nouă filozofie de viață, la cei 2800 de oameni care ne-am adunat acolo, pe toți cei care sunteți acum alături de mine sau care vă uitați ulterior, vă salut cu drag și vă felicit pentru că suntem acolo un ecosistem, dăm voie să spun astăzi ecosistem, suntem acolo împreună și acum suntem în provocarea 66 de zile, Just Move, Move Your Heart, mișcare este viață, Elena și Gianina fac o treabă excelentă acolo pe grup, vă îmbrățișez, sunt super, super recunoscătoare în fața lui Dumnezeu că ne-a adunat împreună. Ecosistemul de care vorbim, iată-l și în ceea ce privește longevitatea. Da, mă întorc înapoi și îți spun, uite-te, 33% vegetale, 27% fructe, 12% legume, 10%, da, uite-te câte grâne, 7%, da, este important să vezi că există foarte, foarte puțină carne și există foarte multe vegetale și există zahăr foarte puțin. Iată cum arată un plate, dacă stăm să ne gândim, cum arată un plate de la Blue Zones. Este foarte important să vezi aici, în această imagine, îndemnul de a mânca măcar cina alături de familie și de a fi alături de familie, da? Este cât de important este să ai un orar al cinei în familie, să păstrăm tradiția de a mânca împreună cu cei dragi, dacă nu micul dejun, dacă nu prânzul, măcar cina. Iată că atunci când te uiți la farfurie, te uiți și vezi Give your diet a bland slant, iată fructe și vegetale, jumătate din farfurie, grâne, cereale, o pătrime și proteine, o pătrime. Ce vreau să-ți mai spun apropo de longevitate, sunt mândră și bucuroasă să fi filmat acum 2 ani, în 2018, ca pentru în anul acesta 2020, nu, în noiembrie anul trecut, în 2019, a apărut pe Digi World Cum să prinzi 100.
un documentar în care sunt 150 de ore de filmare, mărturii și povești despre viață de la peste 50 de oameni, personaje deosebite, oameni care au depășit vârsta de 100 de ani sau se apropie de 100 de ani, și sfaturile specialiștilor. Eu am fost mult provocată în acest interviu. Poate găsești aceste documentare, sunt deosebite pentru că poveștile oamenilor sunt minunate. Eu am fost unul dintre specialiștii care a fost mult întrebat despre post, despre ce înseamnă să postești în procesul de longevitate. Am vorbit de longevitate până acum și am ajuns la post. Și mă duc cu gândul la Cesare Lisei, aștept cartea lui, mă gândesc că o să vorbim despre această carte, mă gândesc cât de important este postul și restricția aceasta calorică și revenirea la 2-3 mese pe zi, cum îți spuneam în live-ul trecut, la 2 mese plus o gustare pe timpul iernii sau 3 mese pe zi și vara ne permitem poate 2 mese și 2 gustări pentru că avem această parte de bucuria fructelor de care să ne bucurăm, să lăsăm ca și gustări și să purtăm obiceiul de a le consuma. Dar este foarte important felul în care reușim să creăm aceste pauze alimentare, să postim. Postul nu este ceva de acum, ceva venit sau recent introdus în discuție, postul intermitent. Postul este ceva ce e de când lumea, în cultura noastră creștină, iar despre post este cartea pe care vreau să ți-o recomand, apropo de longevitate. Dar până la cartea pe care vreau să ți-o recomand, își vrea să ai aceste două cărți în gând atunci când vrei să afli mai multe despre longevitate. Da? Ia cărțile lui Dan Buettner, editura Ars și Politon, a făcut o treabă excelentă prin aceste cărți, ca și prin celelalte multe minunatele cărți pe care le traduce. Mai am o carte, Cum să prinzi 150 de ani. Aici este vorba despre Mihail Tombac. Este o carte deosebit de bună. Dacă ești pasionat de acest subiect, ai nevoie să citești rețete pentru a rămâne tânăr, pentru că aici vorbește Michael și de teorie, dar vorbește despre dietă, despre plan de dietă, vorbește despre arpagic, sfeclă de roșie, despre usturoi, despre extracte, despre cum să îți pregătești tot felul de preparate care ajută la, uite, remedii împotriva tusei, remedii împotriva persoanelor cu diabet, remedii împotriva. Incredibil, este o carte foarte, foarte faină. Vorbește despre curățări, despre, uite aici, folosirea chefirului, a sucului de mere pentru curățarea intestinului gros, pentru curățarea dinților. Vorbește foarte mult despre vitamine și care sunt cele pe care el le recomandă. Bineînțeles că nu lipsește omega-3 și omega-6 și cumva aceste informații din mediul marin se pare că sunt cele mai prețioase atunci când vorbim de longevitate. Nu pot să nu remarc afinele care apar în top despre longevitate când vorbim, dar apar algele marine, apare peștele de captură prin acest aport de omega-3 care este esențial în regenerare celulară. Pentru o ființă umană, în special pentru femei, nu există remediul mai bun împotriva bolii decât dragostea. Tot ce faci, să faci cu dragoste. E 20:31, aș putea încheia așa și ar fi frumos, dar mai am să-ți spun câte ceva, te rog, mai stai. Să-mi trag puțin sufletul. E greu și să aleg subiectele, știi? Pentru că mă gândesc, oare ce ar fi important? Eu acum scriu la cartea 30 de zile fără zahăr, nu vreau să-ți vorbesc în continuu despre asta, vreau să
te surprind și să ne surprindem cu o carte deosebită la momentul potrivit. Astfel că aleg inspirațional temele și uite cum s-a întâmplat și asta astăzi. Este imposibil ca în 25 de minute, pentru că 4 minute a fost intro-ul, filmulețul, este imposibil să abordez un subiect atât de vast. O să revin cu informații, o să pun pe pagină articolele care sunt deja pe blog legate de longevitate și am să pot să-ți spun din punct de vedere nutrițional un lucru foarte simplu pe care îl spun mereu. Alimentele se împart în două categorii. Alimente care sunt cumva industrializate, chimizate, organoleptizate, create de om și alimente naturale, alimentele care cresc în pământ, care au legătură cu soarele, cu ploaia, cu apa, cu solul, cu tot ce înseamnă viață. Alimentele care susțin longevitatea ta sunt cele naturale din această parte. Ai nevoie să înțelegi că dacă doar atât ai fi focusat să înțelegi din piramida nutrițională alimentară, așa cum spunea Georg Scrinis, el a împărțit asta, cel care a introdus termenul de nutriționism. El a spus piramida alimentară ar trebui să aibă doar două părți. Alimente industrializate create de om, alimente naturale create de natură. Longevitatea o păstrezi cu aceste alimente. Bineînțeles că există foarte multe vitamine, minerale pe care le iei din aceste alimente, care au scăzut și ele ca și cantitativ, pentru că solul cumva este poluat, dar putem să îmbunătățim cu adaosurile pe care le luăm din superalimente. Dacă ar fi să ne gândim la stres, stresul este un factor care poate să aducă să afecteze starea de sănătate, boli cardiovasculare, blocaje. Ar fi bine să te gândești că stresul este un semnal care vine și că tu, corpul tău, este capabil să se adapteze și are nevoie să se adapteze. Stresul nu e rău. Este un subiect bun pentru o temă viitoare. Stresul face parte din viață. Copilul mic când se naște este pleznit la funduleț ca să plângă în caz că nu face asta. Viața înseamnă într-un fel stimulare, stres. Privește stresul cu ochi buni, privește-l ca o oportunitate de adaptare și de integrare a ceva nou și nu mai rămâi stres, nu mai rămâi acolo blocat în stres, cu anxietate. Nu sta astfel. Da, această atitudine față de stres te poate îmbolnăvi, însă atitudinea în care știi că ești pregătit să te adaptezi și că stresul este viață, te poate duce spre longevitatea pe care o cauți cumva. Mă uit pe telefon și văd că suntem 100 de persoane și sunt super bucuroasă și super recunoscătoare. Îți mulțumesc încă o dată că ești alături de mine. Vreau să-ți fac recomandare de carte. Hrană naturală pentru longevitate. Respirație, pentru că aici Michael vorbește foarte mult despre respirație. Ne naștem cu un suflu și respirația este importantă pentru diafragma noastră, pentru starea de sănătate. 10 respirații, inspir și expir în fiecare zi, înseamnă foarte mult. Poate să însemne foarte mult. Este un exercițiu ăla de atenție. Atenția o poți spori prin respirație. Hrană naturală, stresul privit ca un mod de adaptare și o oportunitate de adaptare și de creștere personală. Atenția pe respirație, fie în mișcare fizică, fie în procesul de atenție în care inspir și expir, măcar de 10 ori într-o zi sau faci asta dimineața, deschizi geamul și faci respirații. Michael vorbește aici și despre coloana vertebrală și sănătatea coloanei vertebrale. Da, Elena, știu că am vorbit de curând despre coloana vertebrală. Uite, ne tot apare în contextul dialogului nostru cât de important este sănătatea coloanei vertebrale, cât de important este și ce se întâmplă pe grupul nostru acum, provocarea 66 de zile, mișcare. Practic se activează energia, pentru că și când mă gândesc la energie, mă gândesc la impulsurile prin care merge informația la nivelul nostru nervos, din sistemul nervos, la nivelul coloanei și apoi terminațiile nervoase care merg și enervează toate organele corpului și corpul în sine. Cât de important este ca
funcționalitatea coloanei vertebrale. Acum mă gândesc și la masajul minunat pe care l-am primit de la Alexandra și îi mulțumesc foarte mult cât de mult contează lucrul ăsta. Putem să punem și masajul, poate că e prea mult pentru unii dintre noi, însă masaj înseamnă și să mergi desculți dacă nu poți să faci, să-ți cadrezi sau să-ți structurezi în programul tău o astfel de practică. Hrană naturală, respirație, mișcare fizică, întindere, verticalitate, calitatea coloanei vertebrale și sănătatea ei și cartea pe care vreau să te țin foarte mult peste programul nostru, adică avem un live de 30 de minute, poate că uneori ne permitem să lungim aceste 30 de minute, dăm voie să fac astăzi asta fără să te fi anunțat și nădăjduiesc să fie cumva lucruri care să le iei cu tine, informații, pentru că nu e important ce vorbim aici, important este ce faci cu informațiile după ce se termină acest live. Povestește cuiva despre asta, notează-ți pe hârtie, propune să faci ceva nou de mâine, ceva nou din ce ai primit astăzi ca și informație sau ca și gând sau ca și insight. Recomandarea mea de carte, Dr. Walter Longo, Rețeta Longevității. Este un medic care de 30 de ani studiază genetica, nutriția, procesul de îmbătrânire, cum putem îmbătrâni sănătos. O activitate de mai bine de 30 de ani în domeniul geneticii, nutriției, longevității înseamnă foarte mult. Rețeta Longevității vorbește despre o nouă strategie alimentară pentru regenerare și întinerirea organismului, combaterea bolilor și atingerea greutății ideale. 30 de ani de experiență îl face pe acest medic să vorbească despre post, despre dieta care imită postul. Deci aceasta este dieta pe care o promovează un om care studiază de 30 de ani gena, nutriția, longevitatea. Și aici legătura cu postul intermitent, aici legătura cu postul nostru creștin, nu este nimic întâmplător. Vorbește foarte mult Walter despre cât de important este să ai o absență, da, de nutrienți, ca organismul, în absența nutrienților, cumva, la maturitate, corpul nu mai regenerează celulele într-un ritm atât de rapid ca și în tinerețe, ca și în procesul de creștere, de exemplu, însă se ocupă foarte mult de regenerarea țesuturilor, de repararea, spune el aici la un moment dat, într-un context de repararea țesuturilor. Este foarte fain pentru că la un moment dat în cartea lui ai aici săptămâna 1. Săptămâna 1 cu ziua 1, mic dejun, prânz, gustare, cină. Și exact așa merge 14 zile, în cartea aceasta ai 14 zile de dietă care imită postul cu un regim caloric între 800 și 1100 de calorii, cu nutrienți care vin să susțină buna funcționare a organismului. Avem încredere într-un om care face asta de 30 de ani, nădăjduiesc. Și mai mult decât atât, pe lângă 14 zile de dietă, există surse de vitamina B12, surse de vitamina B9, surse de calciu. Cât o porție, de exemplu, aliment fasole albă, o jumătate de cană, 81 de grame de calciu pe porție, 8% din necesarul recomandat. Ți-am dat un exemplu, da? De exemplu, surse de fier, alge, spirulină uscată. O cană reprezintă 31,92 mg de fier, care înseamnă 177% din necesarul de peste dintr-o zi. Așa că, dacă ești pasionat și vrei să știi, apropo de surse de vitamine, în proporții exacte, oul fiert tare, 1 mg de fier, 6% din necesarul de peste zi. Înțelegi ce migălos vine Walter să-ți prezinte sursele de vitamine, rețete, da? Alimente, surse de vitamine, minerale și microsubstanțe nutritive. Cartea este minunată. Dieta care imită postul vine să completeze ce am vorbit cu Cezar, ce vorbesc și propovăduiesc și eu cu 2 zile în care să consumăm mult mai puține calorii, o zi chiar dacă se poate de apă. E un challenge care rămâne în continuare în gândul meu pentru poate 1 septembrie. Pentru că
Cred foarte tare că provocările mari fac și aduc schimbări mari și dacă ești pregătit să faci pas înainte în evoluția ta, ai nevoie să faci și schimbări mari. Și cred că suntem într-o perioadă în care oricum schimbările sunt tăvălug peste noi, dacă îmi permit să spun asta. Încerc și eu să mă uit cât mai puțin la știri, încerc și eu să fiu cât mai responsabilă, dar încerc să mențin focusul pe ceea ce am de făcut și să cred în continuare că acest ecosistem, această conectare, comuniune, acest noi va reuși și în situația prin care trecem acum, apropo de pandemia pe care o traversăm. Ce aș mai vrea să-ți spun din această carte, mie e greu să mai fac o. Uite ce spune Walter. Prezența constantă a postului ca practică religioasă vine în sprijinul următoarelor ipoteze. Postul poate face efecte puternice, este sigur dacă este practicat în mod corect și postul nu este o dietă la modă, ci face parte din istoria și evoluția noastră. Se pare că gena pentru longevitate se activează într-un moment în care n-ai bănui de regenerarea corpului exact în momentul în care funcționăm la nivel hormonal în starea de foame. Atunci când ne este foame, atunci când suntem într-o nevoie de nutriențe, pare că se activează această genă care are o denumire foarte, foarte ingenioasă, această genă a longevității prin procesul de creștere a hormonului, de creștere în organism, a unor factori nutrienți la nivelul de regenerare în neurogeneză, la nivelul creierului. Este uimitor cum procesele inflamatorii prin până la urmă, acea proteină C-reactivă, care este o enzimă sintetizată de ficat și care este la nivelul sanguin, apoi eliberată și măsurată, și o creștere a acesteia arată un nivel de inflamație în organism. Procesul de stagnare a inflamațiilor, de reducere, se face printr-o alimentație, printr-o respirație, prin mișcare fizică, printr-un control mental, printr-o repoziționare și recadrare a stresului din viața ta. Mă gândesc oare cu ce ai rămas din această poveste, care nu-i despre longevitate neapărat, este despre responsabilitate în fața vieții tale. Longevitate mai poate fi și gândul despre responsabilitatea de a fi aliniat, integrat, adaptat în viața mea, de a fi un om bun, de a avea relații frumoase, de a fi nenădejde celorlalți, de a fi sănătos până în ultima zi de viață. Despre asta este longevitatea pentru mine. Aș fi curioasă să-mi lași scris dacă nu-ți cer prea mult, este un exercițiu foarte bun. Dacă vrei, lasă-mi scris cu ce ai rămas din seara aceasta, din acest stream, din acest live, din această întâlnire dintre noi. Poate ceaiul matcha, poate ceaiul verde, poate ceaiul de urzică, poate că ai rămas cu cărțile lui Dan Buettner, poate că ai rămas cu ecosistemul și cât de important este să fim împreună și ce înseamnă, până la urmă, puterea acestui împreună. Poate că ai rămas cu Michael Tombach, poate că cum să trăim 150 de ani, poate că iei cu tine această carte a lui unui celebru care studiază de atât de mulți ani tot ce înseamnă longevitate. Respir adânc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a făcut posibilă această întâlnire dintre noi. Mulțumesc tehnologiei pentru că m-a ajutat. Mulțumesc tuturor celor care sunt aproape, care fac posibil ecosistemul din viața mea și care fac posibil și ecosistemul din viața ta, care înseamnă până la urmă viață, adaptare, proces de evoluție și de progres. Te îmbrățișez cu drag, rămânem aproape, cu îngăduință, poate îmi scrii un cuvânt, un gând cu ce ai rămas și poate povestești cuiva despre asta pentru ca să nu rămână doar o poveste spusă în ceas de seară, ci să fie o practică de viață. Nădăjduiesc să fie inspirațional. Îți mulțumesc că suntem aproape. Te îmbrățișez. Să ai o seară frumoasă și o viață frumoasă. Cu bine!